eram. Chiar trebuie să pleci în seara asta, George? Da, chiar trebuie să plec în seara asta, Claudia. Da? Mă gândeam că uneori poți să muncești la fel de mulți acasă. Copăcelul meu desfrunzit, privighetoarea mea golașă, diamantul meu neșlefuit. Va veni ziua aia când îți va părea rău că nu ai șlefuit diamantul ăsta. S-ar putea? Să fii convins. George! Leonard! Leonard, pentru Dumnezeu! George! Leonard, tu! Doamne Dumnezeule, George! De unde ai apărut? Din curte! Dar ce făceai tu în curte? Mă ascundeam în rododendronul tău, George! Pentru că mi s-a întâmplat ceva teribil și nu vreau să te văd decât pe tine, George! Pe nimeni altcineva! Doamne, cât de bine arăți, George! Nu ne-a văzut de ani de zile, George! E adevărat, Leonard! Uite cum îmi tremură mâinile, George! Pentru Dumnezeu! Mă bucur foarte tare să te văd, dar unde ai fost toți anii ăștia? Leonard! Da. Unde ai fost toți anii ăștia? Am călătorit, George! Am fost în Bora Bora, în Pago Pago, în Fiji Uiji! Dar ce ai căutat în Fiji? Pe Uiji. Am căutat inspirație, George, poezie, uitat de ce am plecat. A, înțeleg. Acum te-ai întors puțin la bază, după care din nou poezie, inspirație. Gata, gata, gata. Am terminat definitiv cu Perlele Pacificului. De ce? Am fost deziluzionat. După știnașă. Deziluzionat complet, George. Te-ai însurat cu ea. George, așa mă cunoști? Am cunoscut un canibal, George. Canibalul din Pago Pago. Știi că toată viața mi-am dorit un bărbat care să mă mănânce de viu. Și imaginează-ți ghinion, George. Canibalul din Pago Pago s-a căsătorit cu singura băștinașă din Bora Bora. Incredibil. Incredibil. Și atunci mi-am dat seama, George. Mi-am dat seama că în toți anii ăștia am avut dreptate. Femeile sunt rapane. Rapace. Și rapace. Sunt egoiste, sunt ecocentriste, sunt... Da, 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 Leonard, dar totuși minunate. Tu nu mă înțelegi, George. Tu întotdeauna ai fost un neînțeles. George, prietenia dintre bărbați e mai importantă decât orice, George. Tu știi asta. Leonard, da. Leonard, dragul meu, înțeleg că ești într-un moment al vieții tale în care urăști femeile. Dar dă-mi voie să-ți spun că eu, între timp, m-am căsătorit cu una. Trădătorule! De ce? George... Ești un trădător. Dar bine, la tine e normal, George, pentru că ești om de afaceri, nu? Trebuie să pari serios. Sunt serios. Da. Și cum e soția ta? E frumoasă. Înaltă, apetisantă, gustoasă. Gustoasă? Păi ce, te-ai însurat cu un cordon bleu? Leonard. Ce, mănânci dimineața? Ce faci? Uneori. Ești ca canibalul din Pago Pago. Pentru Dumnezeu, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu tine, Leonard. George, stai jos să-ți povestesc. Ia. Iartă-mă, sunt... George, aseară... Așa. Tocmai terminasem de scris ultimul meu poem, Cornul Abundeții. Așa. Super, George! Oh, mi se face pielea de găină, mai cum mă gândesc. Am fost foarte inspirat. Metaforă după metaforă. Personificare după personificare. Oximoron după oximoron. Și am simțit nevoia să împărtășesc cu cineva chestia asta. Am intrat în primul bar și acolo l-am cunoscut pe el. Care e el? Zizi, instructor de not. Incredibil de priceput în ale artei. Și ai împărtășit Cornul Abundenței. Până dimineață. Și dimineață, George, când m-am trezit, mi-am dat seama... Că ți-a furat pormoneu. Dar de unde știi? George mi-a furat pormoneu cu tot. Cu bani, cu acte, nu mai am nici buletin, nu mai știu cine sunt, George! Ai anunțat poliția? Cum să fac o asemenea tâmpenie, George? Cine știe ce ar putea să le spună Zizi ăla? Adică ce ar putea cine știe ce ar putea să inventeze că am făcut noi noaptea trecută? Și gata cu comedia mea. Leonard, spune-mi, pot să fac ceva pentru tine? Mi-e penibil, George. Te rog, fii. George. Leonard? Nu, nu, nu. Împrumută-mă cu niște bani. Cu drag. Și lasă-mă să stau aici. Nu, asta nu se poate. Dar de ce? Pentru că în clipa asta trebuie să plec. Unde? Am o întâlnire de afaceri. Ce întâlnire de afaceri? O întâlnire de afaceri. O întâlnire... George, dar spune că ți-a dor soția. Da, dar nu definitiv. Săraca femeie. De ce săraca femeie, Leonard? Ce nu înțelegi?
Dacă un soț își înșală soția primul, nu pare un idiot când ea singură îl va înșela mai târziu? Și-o cunoști-o pe târfa, pe afacerea asta din Baiu? Nu! Eu am cunoscut-o în urmă cu o lună de zile. A? Babette Latouche. O ființă absolut minunată. Extraordinară. Are... artrită? Artrită. Și mi-a promis că noaptea asta o să fie noaptea noastră. Păi și soția ta e de acord să lipsești noaptea de acasă, George? Da. Soția mea știe că mă duc la bunii mei prieteni de afaceri Latouche din Baiu. A, de ce? Soția lui? Soția cui? A mea. A lui, a lui Latouche, nu așa ai spus? Latouche nu există, omule. L-am inventat. Cât de creativ ești. Mi-a spus. Păi, George, și când o să afle nevastă sa? Ăsta nevastă ta? Doamne ferește, la cum o cunosc înainte să divorțeze, s-ar răzbuna și-ar lua și ea un amant. Păi și cu ce te deranjează că tu ai înșelat-o primul? Păi tocmai asta e, Leonard, că n-am înșelat-o încă, pentru că nu mă lași tu. Hai, trebuie să plecăm. George, da? Și dacă babeta aia vine aici? Ce prostii spui, cum o să vină? Nici măcar nu știe că-l cuiesc aici în Deville. Leonard, să nu te superi, trebuie să plec. Deci nu poți să rămân aici? Nu, și nici măcar nu am un valet cu care să te las. Prietenia noastră stă într-un valet, George. Leonard, te rog să înțelegi situația exact. Am o idee. Mă duc la hotel. Așa. Îmi iau bagajele. Așa. Și mă întorc aici! Nu! Leonard, ce nu faci asta? Leonard, ascultă, uite cum faci. Mă duc, îi spun inspectorului Ground ce să Leonard, ascultă-mă. Profiți de prietenia mea. George, prietenia dintre bărbați e mai importantă decât orice. Și vrei să spun ceva? Nu comportă riscuri! Tu că se naibi cu comedia lui franceză și cu... să sun după valetul. Alo! Deville 444. Da. Chauvinier, ați făcut ceva cu majordomul, cu valetul acela? Vezi că o spui jos. Nu vorbesc cu dumneavoastră, domnule. Da, vă rog. Insist, adresa o știți. Vă mulțumesc cu anticipație. Mulțumesc. Da, bravo, bravo, iubitele. Ia, șterge-mă pe spate. Da, dragoste, da. Uite, chiar în momentele astea în care sunt foarte grăbit, fac tot ce mi stă în putință ca tu să fii mulțumită, da. Împăcată, fericită. Fericită, fericită, dar să știi că plecările tale mă fac să mă simt foarte prost. De ce, dragostea mea? De ce, de ce? Pentru că tu te duci tot timpul la oamenii ăștia, dar nu îi inviți niciodată la noi. De ce? E, de ce, de ce? Pentru că sunt foarte sedentar. Pisica lor, câinele lor, canarul lor, nimic nu-i mișcă de la ei din casă. Te-am plecat, am plecat, dragoste. Da, iubitule, da, ți-am promis o surpriză. Așa e, mi-ai promis o surpriză. Nu par nerăbdător să o afli. O, Doamne Dumnezeule, ard de nerăbdare. Ia vin aici. Dar te așa. Rog, te rog, mai repede, că s-ar putea să iau foc și să întârzi. Fii fericit. Desfă-ți bagaj. Nu mai trebuie să pleci în deplasare. O întâlnire de afaceri, o întâlnire de afaceri, dragostea mea. Exact. Trebuie să mă întâlnesc cu Latouche. Da, și te vei întâlni. Cum? Te vei întâlni aici. Cum? Aici. Iubitule, mie mi-ar fi părut foarte rău ca oamenii ăștia să creadă despre noi că suntem neospitalieri. Și atunci mi-a venit o idee. Am găsit adresa familiei Latouche în agenda ta. Strada 9, numărul 22, lângă hipodrom. Așa, și... și m-am gândit, ce-am de pierdut? Ia să le trimit o telegramă. Și... le-ai trimis o telegramă? Exact! Și... ce-ai scris în ea? Am scris așa. Vă aștept la vila mea din Deville. În această săptămână vine... Adică, mi-ar face mare, mare plăcere să veniți. Cu drag. Cu drag. Și... cum ai semnat? Iubitule, nu-i cunosc personal. Am semnat cu numele tău. Ai uitat. Poftim? Ziceam, dragostea mea, că de invitat, i-ai invitat tu. Da, dar de cunoscut îi cunosc doar eu. Da. Și îți spun că nu o să vină, te-am pupat, da. Ma, am plecat. Da, iubitule, uite răspunsul. Invitația ta este un pas nou în prietenia noastră. Ne vedem vineri,
Cu drag, la tuș! Invitata. Poftim? Ia invitata. Da! În casa mea. Poftim? Eu ziceam, ce frumos că e invitat în casa da, noastră. Da, iubitule, i-am invitat aici. Iar acum tu trebuie să te relaxezi. Somn. Să stai relaxat. Somn. Pentru că nu mai trebuie să pleci nicăieri. Da. Știi ce m-am gândit? Mm. Cu toate că voi o să vorbiți tot timpul despre afaceri, eu o să am grijă să nu vă plictisiți. Da, sunt absolut convins. Cine îmi dă mie un pupic pentru ideea asta genială? Un pupic! Da ce? Parcă numai un pupic merit? O, Doamne Dumnezeule, dar asta e nimic pe lângă ceea ce aș vrea să-ți fac. Ce priveliște minunată! Orașul virtuților, soții se iubesc, pam, pam! Hoți nu mai avem, gigolo și curvele se fac, oameni serioși, nimic, 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 nici cel mai mic scandal dezolant. Imaginea mele! Da, scuze, mă duc să mă pregătesc pentru diseară. Oh, nu ești fericit, iubitule? Explodez de fericire, iubitule. Ce soție minunată ai! Mie spui ce tangaj! Ce? Tangaj! Cred că are o grămadă de surprize ascunse. E, uite, surprizele astea ascunse mă scot pe mine din minți! Doamne, în ce rahat am intrat! Sper că e ceva serios, Șovinie? Vreo scrisoare de amenințare, ceva? Un cec fără acoperire? Nimic din ceea ce te-ar putea interesa pe dumneata. Doar dacă... Dacă ce? Dacă nu s-ar găsi cineva să mă împuște. Cine? A? Unde? De ce? Glumeam, inspectore, glumeam. Auzi? Eu te rog frumos să nu-ți bagi joc de sufletul unui om care speră. Iartă-mă. Știi că eu vreau să mă pensionez. Felicitări. Pentru ce? Pentru pensie. Mulțumesc. Dacă m-aș pensiona astăzi, mâine ar avea loc cea mai odioasă crimă în orașul ăsta nenorocit al nostru. Ăsta e norocul meu. Păi atunci nu te pensiona. Da, eu vreau să mă pensionez. Felicitări. Pentru ce? Pentru pensie, domnule. Mulțumesc. Poate ai ceva vreo plângere, orice cât de mic. Da, inspectore, dacă o să am ceva cât de mic, cum spui, o să te anunț. Orice. Vei fi primul care va ști. Orice cât de mic îl transform în scandalul anului. Ziarele din Paris o să-l pună pe prima pagină. Dragul meu, am un prieten. Mă bucur foarte mult. Radioul o să pupuie. Radioul o să exploteze. Ce mai faceți, domnule Șovinie? Bine, să zic. Ușa era deschisă, am sunat, dar nu a răspuns nimeni. Camerista stă în Lotus. Da, vă rog să mă iertați, inspectorul Legrand, poliția de ville. Legrand, poliția de ville. Încântată. Fericit. Aș putea spune că soarele a pătruns în casa noastră. Cine a pătruns? Soarele odată cu dumneavoastră a pătruns în casa noastră. Ce drăguț. Dacă aș fi cu 20 de ani mai tânăr. Ce o să face? Dumneata te-ai jucat cu păpușile. Ăsta e norocul meu, doamnă. Prea târziu sau prea devreme, prea puțin. Da. Mult prea puțin. Convinsă că e... puțin. Ce bine ne înțelegem. Am fost fericit să vă cunosc. Doamna? Babet. Doamna Babet, Latuș. Babet, nu se poate. Sau se poate? Iubitule! Dragă și stimată doamnă, bine ați venit în căminul nostru. Voi să nu mă faci pe mine, doamnă? Pentru tine sunt Babetă. Doamne, da. George, ce surpriză!
surpriză! Da, într-adevăr, mame, ce surpriză! Doamne, da, să știi că am primit telegrama? Da! Da? George, iartă-mă! Iartă-mă, dar cred că te-am judecat greșit! De ce? Ia uite asta, e adevărat asta? Da, e foarte adevărat. Oh, ce frumos e asta! George? George, am crezut că tu ești la fel ca toți ceilalți bărbați, știi? Doamne, dar cum ai putut să crezi așa ceva? Așa, adică dormi de aventură, dar fără pic de responsabilitate, înțelegi? Da, vezi. Înțelegi, doamne? Doamne, dar de câte ori veneai așa, erai pe fugă? Afacerile mă pun tot timpul pe fugă. Dar nici măcar nu știam unde stai. E, uite, te-ai aflat aici. Mă gândeam că mă minți. Să te minți, Doamne Dumnezeule, de ce? De ce? Să zicem, să zicem că ai fi însurat? Însurat! Doamne, dar ce prostie, nu? Da, absolut. E cum ar putea să fie un bărbat atât de ipocrit? Ipocrit încât să fie însurat și să vrea să facă dragoste cu mine. Te rog să mă ierți. Mă ierți, da? N-am să mai fac. George, George, îți promit că de-acum am să mă las așa în brațele tale astea puternice și încrezătoare. Iar ele, Papet, o să profite de tine imediat ce te cazezi. De unde să mă cazez? Nu, apar n-am undeva la un hotel, găsim noi prin plasmă. Nu, uite, grija asta ta pentru mine mă face să fiu mai sigură de tine ca oricând. Așa că rămân aici. Ce, Pape, dragostea mea, dar ce-o să spună lumea? Pix! Ce? George! George, ai fi putut să profiți de mine și n-ai făcut-o. Mi-ai dovedit odată în plus că meriți orice sacrificiu. Orice sacrificiu. Hai, hai, hai! Te iubesc, numai pe tine te doresc, dar nu sunt singur aici. Locuiesc cu o rudă de mea. Cu cine? Cu mama? E, cu mama, Papet. Dar cine cu tata? Papet! Dar spune, cu cine? Cu o soră? Exact! Exact ca o soră! Dar nu pot sorelesc. Păi, ce contează pentru ea? Forma asta e că nu contează. Femeia asta, care acum nu mai înseamnă nimic pentru mine. Da, stai puțin, stai puțin. Ce asta, că acum? Ce a însemnat ceva cândva? E, odată, de mult când am căsăt. Iartă-mă. Lasă. George? O mică întrebare. Ești căsătorit? Da. Da. Nu. Păi da sau nu? De ce m-ai chemat pe mine aici? Eu, Babet, soția mea a trimis telegramă. Stai. Nu bănuiești absolut nimic. Știi că mă duceam la bunii mei prieteni la Tuș din Baie, o prietenă de afacere. Adică toți prietenii ăștia la Tuș din Baie sunt eu, nu? Exact. Doamne, că ești la fel ca toți ceilalți. Exact. Stai puțin. Dar de ce nu mi-ai
adevărul, de la început. Păi tu că mi-era frică să nu te pierd. Da, acum am mai pierdut. Definitiv! Stai puțin, dar ziceai că mă iubești. Păi acum te urăsc. Babet, când știai că sunt nesurat, mă iubeai. Păi acum te urăsc. Pleacă, ieși, ieși, să nu te mai văd în fața ochilor. Ia stai puțin, asta e casa mea. Dacă cineva trebuie să plece, atunci tu ești aceea, așa că te rog. Eu? Da, da, da. Hai. Na. Ce na? Păi nu, eu am niște probleme, că nu ce pot probleme? Acolo, nu pot să mă întorc. Dar ce probleme? Niște probleme. În orice caz, dar ce te aici? Ce te bași? Nu poți să rămâi. Păi și unde să mă? Habar n-am, nu știu. Păi, soția mea poate să apară dintr-o clipă în alta. Foarte bine. O să vină și ai să mă prezinți. Cum să te prezint, femeie? Ești singură. Păi am mai invitat. Nu se așteaptă să mă vadă, nu? Ce nu înțelegi? Ești singură, nu ai niciun soț. Ei, iartă-mă că am uitat să-mi aduc unul. Oh. Am plecat și fără să plătesc, am reușit. Doamnă, să știți că sunteți exact cum mi-ați fost descrisă. Doamnă, să știți că mă bucur foarte mult și mă grăbesc să vă felicit că ați găsit în prietenul meu, George, o calitate atât de rară la un bărbat. Soțul care își iubește soția. Nu-i soția. Doamnă, dar a fost de neoprit, doamnă, când s-a pornit, că v-ar mânca efectiv la soția. Nu e soția mea. Cineva a făcut o gafă, nu? Da! Cineva a făcut o mare, mare gafă. Cine? Mama! Fă prezentările. Acesta este un vechi prieten pe care, din fericire, nu l-am văzut de foarte mult. Foarte drăguț. Leonard Joli Joli. Joli Joli se scrie într-un cuvânt, așa cum se citește. Iar aceasta este Babet Latuș. A, deci tu ești tu. Vă rog să mă iertați, doamnă. Mă grăbesc să vă felicit că ați găsit în prietenul meu, George, o calitate atât de rară la un bărbat. Amantul înfocat. Sigur, pentru că sunt o persoană minunată, delicioasă și apetitivă. Doamnă, doamnă, eu sunt un poet liric și spun întotdeauna adevărul. Nu lasă-mă, George, să spun adevărul. Gata! Nu mă refeream la soția lui. Că tot ești așa un maestru, a făcut gafe, dă-mi voie să-ți spun că Ivon. Ivon te cheamă, fai ce... E soția mea. Ivon e soția mea. Ea i-a invitat pe doamna și pe domnul Latuș aici. Păi stai, doamne, puțin, că parcă era nemăritată. Păi așa e? Nemăritată. Dumnezeule, George, pe când o să afle nevastă ta, George? Nu o să afle, pentru că mi-a venit o idee. Leonard, tu vrei să rămâi aici. Da. Iar tu, Babet, nu știu ce fel de motiv, nu vrei să te întorci în Baio. Exact. Bine, Leonard, poți să rămâi. Mulțumesc. Cu o condiție. Orice condiție. Până din seară o să fii soțul doamnei Latuș din Baio. Mi-a părut bine să te văd, să rămâne, mi-a părut bine. O să fii bunul meu prieten Latuș din Baio. Am doar două cuvinte pentru tine, exclus. E la fel de important pentru tine ca și pentru mine. Nu mă face să-ți repet, am doar două cuvinte pentru tine, exclus. Mersi. Bun, atunci liber să te veci cu Zizi. Până aici. Ăsta e șantaj. Șantaj. Hotărăște. Dacă ar fi să aveți un soț, cum s-ar numi el? Jack. Ce banal. E minunat. Mulțumesc, Babet. Mulțumesc. Nu mulțumim că nu fac asta pentru tine. A, pentru mine. Mersi, Pisi. Bun, și cu ce s-ar ocupa Jack? Ar trebui să se ocupe cu ceea ce mă ocup și eu. Adică? Cauciuc, mingi de cauciuc, tocuri de cauciuc, cauciuc, tu cauciuc. Tu te auzi ce spui, George, tu te auzi ce spui? Asta. Cel mai promițător dramaturg al Franței să se ocupe de cauciuc! Hai, nu mai fi așa, mumu! Nu mai îmi spune mumu, te rog! Mumu. Nu mai îmi spune mumu! George, știi că mă enervează să spui mumu! Mumu! Dacă sunt Jacques Latuș din Baio, ar trebui să știu mai multe despre Baio, n-am fost niciodată acolo.
Update me. Ce? Și ce să spun? Ce să spun? Are străzi. Ce are? Străzi. Vai, m-ai ajutat foarte mult. Are case. Are brutării. Ceva mai particular. Are o tapiserie. Da, faimoasa tapiserie din Baiu. Păi chiar este faimoasă, da. Așa. Are câte un felinar la fiecare colț de stradă. Cu câte o damă sprijinită de fiecare dintre ele. Exact. Dar tu de unde ești? Am văzut pe o carte poștală. Eu? Ciuri hipodrom. Cu cai. Ce neobișnuit. Care clopii se miști? Ia soția, ia soția, ia soția. George, eu nu pot să înțeleg. George, mă emoționez. George, mă emoționez. Normal. Hai odată. Dragostea mea. Ce fac? Vai de mine. Îmi pare așa de rău că nu am fost eu aici personal ca să vă întâmpin, dar știți, nu avem încă un majordom. Da, e vina mea, îmi cer mii și milioane de scuze. Și trebuie să mă ocup singură de toate. Sunt încântată. Plăcerea e de partea noastră. Vă rog, serviți o bombonică. Că nu sunt bani în gură. Aș dea una mică să nu mă refuz. Și domnul? Jacques e mai special. Jacques! Vă rog să mă iertați, din două în două ore trebuie să-mi eliberez sinusurile. Cel mai bun prieten al soțului meu. De foarte multă vreme, da. Da. Cel mai bun prieten al omului. Exact. Sunt cel mai bun prieten al omului. Asta a fost așa, o mică glumă ca să vă desting. Da. Vă simt încordată. Dar vă rog, luați loc. Serviți o bombonică? Nu sunt la regim, eu. Ia nu e. Ați fost atât de drăguți cu soțul meu. Ba, ne pare rău că n-am putut să facem mai multe. Și nouă, și nouă. Da, da. Luați loc, luați loc. Da, da, da. Da, mulțumim. Te rog. Să mă deranjați, da. Voi, pe mine, Doamne Dumnezeule. Dar iată-l, nu-i așa, iubita mea, încă un loc în care putem călători atât de des și vrei să spun ceva? Nici nu e așa departe, nu? Desigur! Nu e oceanul indian! Nu credeam că nu vă
plac călătoriile. Oh, ba din contră, le ador. Le urăști. Mi-ai spus asta de cel puțin 1000 de ori. A, da? Da. Da. Dar vedeți, eu călătoresc așa, mai mult în imaginație. Iertați-mă o secundă. Serenta, unde ai fost? New York, tot New York. E foarte simpatic. Și locuiți de mult în Bayou? Slavă Domnului, nu. Da, slavă Domnului. Și asta cred că mi-ai spus-o de 1053 de ori. A, da? Da. Da. Dar vedeți, înainte să mă fi născut, eu locuiam altundeva. Eu cunosc orășelul ăsta, Bayou, destul de bine. Ce norocoasă sunteți! E un orășel drăguț! Istoric! Istoric! Și cu foarte multe felinare agățate de femei la brutării. Ce simpatic, incredibil! Am uitat acest amănunt important. Da. Doamne? A, da, și bineînțeles, să nu uităm cumva de celebra pizzerie din Bayou. Pizzerie. Da, da, pizzerie. Pizzerie, doamnă. Tapiseria din Bayou, sigur, este celebră de altfel. E celebră pentru că e mică, dar compactă. Și? În ce parte a orașului locuiți? Da! În ce parte? Cum în ce parte? Într-o parte. Într-o parte care este lângă... N-avem noi vorba aia, iubita mea! Budibum, budibum, cai aleargă, cai nebun! Sper să veniți și noastră foarte des pe la noi. Locuim pe o stradă superbă, o stradă foarte veche. Veche? Da. Și se numește Strada Nouă? Păi da! Da, atunci când au construit-o, nu era nouă? Și în plus, nici măcar nu este vorba despre asta. Pentru că după strada 9 vine strada 10. Și înainte este strada 8. Nu, glucoze. Afacere. Ce afacere vrea să spună, mamă, ce afacere! A, cauciuc, cauciuc! Doamne, sunt pasionat de cauciuc! Viața mea e cauciucul! M-am născut în cauciuc
Atunci, soțul dumneavoastră e atât de entuziasmat în primul și în primul rând de afaceri, în al doilea rând de călătoria din Baiu până aici în Deville, încât vă promit că imediat după masă, personal, vă voi conduce acasă. Așa că vă rog să nu faceți niciun fel de grijă. O secundă, iubitele. Eu știu că voi l-ați fi ținut pe soțul meu la voi acasă chiar până mâine dimineață. Așa că eu nu mă gândesc să vă las să plecați până mâine dimineață. Am o propunere și mai interesantă. Aș vrea să rămâneți la noi peste weekend. Vreau să-i cunosc mai bine. Nu? Nu putem să refuzăm o invitație atât de drăguță. Mulțumim, rămânem. Eu vă mulțumesc. O să fie nemaipomenit, nemaipomenit. Mă gândesc că o să fim noi patru. Două cupluri de îndrăgostiți! Ce să ne mai distrăm? Ce să ne mai distrăm? Vă rog să mă iertați, mă duc să pregătesc totul pentru seara asta! Aoleu, că era toată călar pe tine! Mă avea puțin și de violă în public! De fațadă! De fațadă, zici și tu! Zi da sau nu? Zi! Bravo, Mumu! Păi ce bravo! Bună că treaba ai făcut! Dacă m-ai nebunit cu toate scălămăierile tale! Ce scălămăieri? E, las că orice proș și-ar fi dat seama ce făcea, dar la tine e spitalul de neboni! Și orice proastă și-ar fi dat seama că seamănă mai mult cu un nebun decât cu un cal! Tu mă faci pe mine proastă? Tu mă faci pe mine proastă? Băi! E frumos să dea-n mine? E normal să dea-n mine? Gata! Eu am venit aici să ajut! Vă rog din suflet, gata! Dați-mi voie să vă găsesc o cameră la hotel. A, nu, eu mă culc aici! Cu mine? Babet, nu avem decât o singură cameră de oaspeți. Foarte bine, și am să dorm cu el, cu el. Am doar două cuvinte, exclus. Nu, aici am să dorm. Auzi, ia marș la gară și adun bagajele. Hai! Bagajele? Da. Iartă-mă, Babet, te invită cineva la cină și tu vii cu bagajele? Da, chiar. Iartă-mă, George, dar invitația aia nu era doar pentru cină. Invitația aia presupunea o ședere mai lungă. Eu venisem cu niște planuri de viitor, George. Eu voiam să încep o viață nouă cu tine. E de neconceput așa ceva, Babet. Știu și tocmai de aia am să rămân aici, am să stau și am să mă răzbun. Să ce? Mă răzbun. Să te răzbun? Tu, o fetiță atât de dulce, soarele care... Ai scos toată dulceața din mine. Marș la gară, tu cu surioara ta! Până aici! Acum am ajuns surioara ta! Nu ți închipui eu vreodată căsătorit cu chiciul ăsta de pe mine! Marș la gară și adu bagajele, Muru! Hai să luăm femeii bagajele, puteți să o lăsăm așa? Apropia că țip. Sunt soțul meu, dar nu merge. Babet! Nu. Babet, te-am căutat, vroiam să-mi cer iertare. Te-am căutat și am găsit o telegramă prin care erai invitat aici. Păi da!
plec, ramă. Pentru că acum două luni tu ai plecat până la magazinul din colț și mi-ai spus să te aștept. Nu, să te aștept. Și te-aș fi așteptat și astăzi dacă n-aș fi citit în ziar că ești căutat de poliție, mă. Căutat de poliție? Ce vrei să fac? Am avut și eu, dacă un moment știi bine că sunt un om cinstit. Păi dacă tu ești cinstit, vreau să văd cum arată la necinstit. Babet, am avut și eu o clipă de rătăcire. O clipă de rătăcire? Da, mă, dar după una de la matrimoniale, mă. Era fostă stewardesă. Și nu puteai să scoată din vocabular, bine ați venit la bord. Dacă ai ști cât am plătit pentru expresia asta... Mai lasă-mă. Numai note de plată am avut. La bijutier, la croitor, la blănărie. Și mie nu mi-ai luat o codiță de blăniță. Păi nu ți-am luat, dar m-am gândit numai la tine. Hai, mersi. Babet. Babet. Ce vroiai să fac? Cecurile mele nu aveau acoperire. În fața rușinii, a dezonoarei. Ce puteam să fac decât să fug? Vreau să mă ierți. Nu, lasă-mă. Nu mai vreau. Și să începem o viață nouă. Nu mai vreau. Împreună. Nu-mi trebuie. Babet, am să mă schimb. Am să devin un om bun. O să luăm totul de la capăt, noi doi. Dar dă-mi leu ăsta să-l amanetez! Nu vreau să te mai... O noapte la casino și pot să câștig totul înapoi, tot! Nu vreau să te mai fac! Asta e o noapte! Uite ce-mi faci, iarăși! Am avut o clipă de rătăcire! Auzi, mă, dar pot eu să am și eu o clipă de rătăcire! Fii atentă, fii atentă la mine. Dacă mă înșeli, te omor, auzi? Da. La cine stai tu aici? Curăge, la niște prieteni. Ce prieteni? Domnul Șovinier? Păi da, e însurat? Cu cine? Cu soția, lui. Și fii atent că ei habar n-au de reputația ta. Așa că eu zic, acum să o ștergi. Unde să o ștergi? Să te duci. O șternică ieri când în urmă și-o pe doamna Șovinier. N-ai ce să vezi? Pe doamna Șovinier! Du-te-mă odată, du-te să te duci în... Doamnă? Îl cunoașteți pe domnul? Cine, eu? Da. Nu? Domnule, ce dorești? Cine eu? Da. Domnule, vreți să-l chem pe soțul meu? Nu-l chemați, eu ce mă tot... Domnule, eu sunt doamna Șovinier. Spune-mi ce dorești. Doamna Șovinier! Doamna Șovinier! Telefonul de la agenție! Pe dumneata te-a trimis agenția? Da. Da, domnule, avem mare nevoie de un majordom, de un valet. Un majordom? Da. Valet? Doamnă, ăsta e domeniul în care am cea mai mare experiență. Cred și eu, din moment ce agenția te-a trimis, pentru că noi avem mare încredere în agenție, domnule. Să știi că postul este ca al dumitale, dacă vrei. Dacă vreau? Da, dacă vrei. Eu sunt un om de casă, doamnă. De casă. Eu, acolo unde îmi găsesc locșorul, îmi fac și cuibușorul. Postul este ca al dumitare, spune-mi doar când vrei să începi. Acum. Acum. Chiar acum. Ah, extraordinar, domnule. Te rog să mergi așa. Cum așa? Adică, da, într-acolo. Da. Acolo o găsești pe camerista Claudine, care îți va spune ea ce trebuie să faci. Încântat, doamnă. Vă mulțumesc, doamnă. Rămas bun, doamnă. Doamnă, cum puteți să angajați așa pe oricine? Adică ați văzut și dumneavoastră. Măcar o recomandare, ceva. Nu trebuie recomandare dacă l-a trimis agenția. Nu am nevoie de recomandare. Păi l-a trimis, dar e ciudat. Îl vedeți că e ciudat. E ciudat și are și barba. Păi da, dar l-ați auzit ce a spus? Da. Că acolo unde își găsește locușorul, își face cuibușorul. E nemai
genul de bărbat care ar putea fi un soț ideal. Da, sublim. Doamnă, da. Cred că aveți un musafir. M-a deranjat din yoga. Merge așa. Clorin, da? Ești bună să îți pui uniforma? Sigur, doamnă, cu plăcere. Toată uniforma? Da, doamnă. Și aici, că aici am luat adus. Bun. Claudine, mergi acum și pregătește camera albastră pentru domnul și doamna Latuș. Din Baio? Da, din Baio. Doamne, ține ce-ar fi închipui? Claudine, da? Mergi, te rog, la treburile tale. Da, doamnă, mă duc la treburile mele, deși sunt unele femei care nu-și văd deloc de treburile lor. Claudine? Am plecat. Ce-a vrut să spună cu asta? Ce-a vrut să spună cu asta? Că părere e nebună, n-ați văzut ce crăci are. Păi da, ca să vezi ce fel de cameriste odioase găsești în Deauville. Păi de ce l-aș lua de la maici? Trebuie să lăs camerul. Nu mi s-o potrivi mie, dar... Cred că îi se potrivește valetului. Sunt convinsă că o să îi se potrivească. Asta, da. Sunt complet epuizat. Dar ce transport, dragă, cadavre? Lăsați-le! Restul vine cu camionul. Iubitule, mă duc să chem valetul. Avem valet! Da, mi-a trimis agenția valetului. În sfârșit, dragii mei prieteni, valet. Acum o să aveți toate motivele să vă simțiți extraordinar la noi. Da, o să deja ne simțim foarte bine, mult mai bine. Sunt convinsă că o să ne simțim foarte bine. Valetule, te rog să vii aici. Domnul este domnul Chauvinier, cu care vei vorbi despre bani atunci când va veni vremea. Acum te ocup de aceste bagaje. Le iei și le duci în camera albastră. După care te rog să fii în permanență la dispoziția doamnei și domnului Latuș. Shalom! A doamnei și a domnului Latuș? Da. Da. Dânsul e domnul Latuș? Da. Soțul domnului de acolo. Da, domnule, este bunul meu prieten de afaceri Latuș din Baio. Nu înțeleg care e uimirea dumitale. Nu. Că nu e nicio uimire. Dacă nu e nicio uimire, iubirea mea, vreau să-mi odihnesc picioarele puțin. Hai! Lasă cara mea, bă. Hai! E ce barbar ăsta! Sunt în spatele dumitale, domnul Latuș. E, nu că te simt! Dar chiar foarte ciudat. Foarte ciudat, prietenul ăsta al tău. Iartă-mă, iubitule, cum ai ajuns tu să ai un astfel de prieten? Păi cum? Afaceri comune. Iubitule, stai puțin. Tu mi-ai spus că doamna Latuș e o femeie măruntă, ștearsă, insignifiantă. Și mă pomenesc în casa mea cu femeia asta frumoasă, voluptoasă, plină de viață. S-a schimbat. De săptămâna trecută? Exact, de săptămâna trecută, drumul împreună cu soțul ei aici în Deauville, atmosfera plăcută pe care tu ai creat-o. Deci nu din cauza ei te-ai dus tu atât de des din Baio? Doamne Dumnezeule, dă gurița asta, soacu, pe mine să nu mai spune toate brăzdiile din lume. Ai pierdut obiectul muncii. Atunci, ling. Doamnă, vă rog să-mi iertați nesimțirea. N-am apucat să vă felicit pentru că ați găsit în prietenul meu, George, o calitate atât de rară la un bărbat. Amantul perfect. Vrea să spună soț. Ce, domnule, ați și uitat? Vă rog să mă iertați, doamnă, am capul plin de... Cauciuc! Afacerile voastre, bine, vă las singuri să vorbiți despre afaceri. Mă duc să-i țin companie doamnei Latuș.
Nu faci diferență între Papet și Ivan? O femeie e o femeie, nu se diferențiază. Ai tu probleme la detector. Lasă-mă în pace că sunt foarte supărat. De ce? Pentru că valetul ăsta al tău se volbează la mine. Foarte bine, volbează-te și tu la el. Tu te auzi ce spui, dacă înțelegi altceva. Adică ce? E. Și babeta asta se volbează și la mine și mă trec toți fiorii. Hai, fii serios. Sunt foarte serios și fii atent ce spun, George. Eu nu mă culc în același pat cu o femeie de sex opus. Iartă-mă! Te iert! Nu mă culc în același pat cu o femeie de sex opus, mai ales una despre care nu știu nimic. Bun, atunci un lucru e clar. Babet doarme singură. Foarte bine. S-a aranjat, dar eu... Eu, prietenul tău cel mai bun, unde să dorm? Am un hamac în grădină. Ce ai spus? Hamac în grădină, sub rododendron. Tu te auzi ce spui, tu te auzi ce spui. Și dacă mă trage roa? Tu știi că sunt suspect de scurgeri nazale? Leonard, nu avem decât 3 camere. Camera de oaspeți, camera mea și camera lui Ivo. Adică tu și cu Ivo nu mai... Camere separate nu înseamnă neapărat, ci inimi separate. Separările astea mai întețesc focul dragostei. Și n-ai vrea noaptea asta să pui de un jeruleț? Exclus! Hai, nu dramatiza. Mai am o cameră la mansardă. Perfect. Nu funcționează lumina. Mie mi-e frică de întuneric. Bun, atunci dorm cu Babet. Iubesc întunericul. Domnule, pot să vă defac valiza? Să ce? Am făcut-o. Acum pot să o defac? Claudine, fără îndoială că poți să o desfaci. Că doar nu o să se desfacă singură. Ce zici? Tocmai asta mă gândeam și eu dacă nu mai plecați la Baliou. Acum că domnul Latuș ne-a făcut plăcerea să vin aici, eram cu toții atât de curios să vă cunoaștem, domnule. Claudine Amor, ca listă personală, da? Pierdere de vreme. A, da? Ok. Scuzați-mă, domnule, am venit după restul de bagaj. Da, chiar te rog, operează în sens. Sunteți sigur că sunteți domnul Latuș? Domnule, am spus-o și o repet. Sunt domnul Latuș din Baio. Da! Hai, George, să udăm petunile! Domnule, noi doi va trebui să vorbim. Desigur, domnule. Tu știi cine e? Să auzi, că mi-l spune în continuu. Devin 4, 6, 7, o să fie celebru. Cine, Jacques Latuș? Da, și asta mulțumită mie. De ce? E un escroc. Mie îmi zici. Alo, poliția? Cu domnul inspector Legrand, vă rog. Băi, tu ce faci acum? Suni la poliție? Normal! Dar de ce? Pentru Jacques Latuș o să-l bage la închisoare. Doamne, ce o să ne mai distrăm? Da, o să ne tăvălim pe jos de râs. Alo, scumpule, hai, vino repede, te așteptăm. O să-l aresteze pe Jacques Latuș. Nu o să-i pui nimic, nu? Din partea mea niciun cuvânt, stai liniștită. Auzi? Da. Tu ești Leonard Joli-Joli? Da? Da? Da. Am găsit o scrisoare în cutia de scrisori pentru Leonard Joli-Joli. Uite. O scrisoare pentru tine, buletinul tău și portofelul tău. Și niște poezii foarte frumoase. Tu n-ar trebui să fii valet, să știi. Mie îmi zici Leonard Joli-Joli. E al tău, nu? Păi, firește că e al meu. Da. Doar mă întreba, măi, unde ți-ai fi pierdut buletinul, măi? Uite, iată-l. Da. Ăsta, văd că n-are niciun ban. Mersi. Nu-i nimic, te pot ajuta eu. Cunosc un reporter. Nu, trebuie. Nu-mi place. O mare curtezană trebuie să susțină și să încurajeze arta. Iar tu ai apărut la țang. Ascultă-mă. Ziarul Soarele Normandiei face un concurs de poezie. Mâine o să fii celebru. Dar eu nu vreau să fiu celebru. Eu vreau să fiu anonim. Premiul este de 5.000 de franci. Nim. Am niște poezii mai vechi, așa, pe care încă nu le-am arătat. Acum este momentul. Da, aș fi mai mult decât bucuros să îți încredințez câteva. Oh, ce frumos! Da.
Dacă poți să-mi dai și mie un mic avans din premiul ăla. Oh, sigur, dragul meu, poet, este un fleac pentru mine. Ia, poftim, ia avansul, ia. Vă rog să mă iertați că vă deranjez. Nu mă mai înghesui, mă, faci pe-n toată casa, te rog mult. Du-te și vezi de treabă. Claudin, vezi că te caută doamna Șovinie. Te caută doamna Șovinie? Da, lasă să intre. Asigur, adică, doamna, nu trebuie să mă duc, da. Nu pierzi timpul, văd. Ce să mai spun de tine? Cine-i șarpele ăla? Care șarpe? Ăla, Chelu. Cine? Soțul tău. Soțul meu este cel mai scârbos șarpe care s-a târât vreodată pe suprafața pământului. Nu eu. Chelu, cine? Amantul tău? Asta nu-i treaba ta. Nu-i treaba mea? Nu-i treaba mea? E, să vezi ce ți-l strâng eu de gât. E, asta e Jack, nu fi tâmpit! Crima este o infracțiune gravă. Și infidelitatea la fel. E, las că vedem noi cine doarme la noapte la pușcărie. Nu, te rog frumos, ia odată valizele. Da. Nu știu, l-a fost angajat. Dar chiar așa, n-ai mai terminat odată cu valizele astea? Ba da, domnule, dar eu sunt un om ordonat. Îmi place ca fiecare valiză să fie la locul ei, fiecare bărbat cu o singură femeie și fiecare femeie un singur bărbat. Interesant. În ciuda arătării, îmi place individul. Are principii. Păi da, el are principii. Dar la tine principiul care este? Două femei pentru bărbat, nu? Asta este. Nu, dragoste, nu vreau să... Lasă-mă, aș vrea să te cred, dar nu poți. Tati, ce e vina mea că te-am cunoscut prea târziu? Da, nu trebuia să-mi dai speranțe. Tati, ce nu mă crezi? Dar aș vrea să te cred, aș vrea, dar... Te rog să ai încredere în mine, te rog. Dar pe cuvântul tău că soția ta nu mai înseamnă nimic? Absolut nimic. George, dar dacă aflu că m-ai mințit iar... N-o să afli. Fericirea noastră începe noaptea asta, nu? Dar mâine am putea să ieșim undeva numai noi doi în secret. Mâine, doamnă Latuși, gândeam cu voce tare că am putea să ieșim undeva. Ai, fond, dragostea mea. Ziceam de mâine să ieșim toți patru undeva la un picnic. Picnic. Este o idee minunată, iubitule, dar până mâine cred că cineva trebuie să meargă după vin. Pentru cine asta? Da, așa. Cineva ar trebui să meargă după vin. Adică eu. Da, sigur. Păi, să plecă tu, nu? Da. Draga mea, doamnă Latuși, știu că ne cunoaștem de puțină vreme, dar eu cred că putem să ne vorbim așa, ca între vechi prietene. Da. Te rog, ia loc. Da. Eu cred că femeile măritate n-ar trebui să-și facă rău una alteia. Ba, dimpotrivă, ar trebui să se ajute reciproc. Da. Hai să luăm așa. Când e frig afară și cea mai bună mașină pornește greu, da. Dacă îi schimb bujiile... Ardem alternatur. Dacă îi schimb bujiile, motorul începe să toarcă din nou. Înțelegi? Da. Eu vă spun pe șleau. Aș vrea să flirtez puțin cu soțul dumitale și dumneata puțin cu soțul meu, doar cât să aprindem scânteia. Da, dumneata cu soțul meu? Puțin numai. Păi de ce n-ai spus așa de la bun început? Tu? E sigur. Uite, eu sunt pregătită, pot să intru în acțiune chiar acum, dacă îmi dați voie. E, cum să nu? Încordați cardanul! Hai!
domnule Latur. Domnule Latur. Domnule Latur. Da, da, eu. Ce faceți? M-am plimbat puțin prin grădină. Visam cu ochii deschiși. La ce? La marinari. Care se întorc de pe mare. În slip. Melancolic. Domnule Latuș, pot spune că sunteți un om foarte norocos. Da. Aveți o soție minunată. Da. Ai, Mumu, ai un fel de a spune da. Nu mai... Vă rog să mă iertați, doamnă, când îmi spune Mumu, simt că îmi pleznește ceva. Jartiera! Domnule Latuș, vă mărturisesc că eu vă înțeleg foarte bine. Vă înțeleg perfect. Înțeleg că voi, bărbații, vreți întotdeauna altceva. Vreți femei. Și iar femei. Și femeile altor bărbați. Exagerați. Știu că și dumneata simți atracția necunoscutului ca și mine. Ai, lasă-mă. De asta prezența dumneata mă excită atât de tare. Și pe mine. Domnule Latuș, vă place să-mi notați? Doamnă, știți, eu când intru în apă, mi se face frig. Dar sper că sunteți un natator bun. Tind să trag la fund. Mâine, eu vă învăț să stați deasupra. Doamnă, să știți că eu am căpătat o neîncredere instinctivă în instructorii de not. Da, dar cu mine va fi cu totul altceva, o să vedeți. Doamnă, dar de ce să ne grăbim acum, doamnă? Vai, avem tot timpul din... Haideți să citim poezie, să facem altceva, doamnă, vă rog. Nu, asta nu vă place poezia? Wow, extraordinar este poezia. De treșcodii... Nu mă supărați, unde e argintăria? Întreabă pe Claudin! Nu pot. Face yoga. Ce face? Își face yoga. Domnule Latuș, vă rog să mă iertați un moment. Mă întorc imediat. Nu vă mai întoarceți, doamnă. Gata, are cardanul încordat la maxim. Clotina, arată-i argintăria. Măi! A, avea ceva în păr? Ce ai lăsat-o pe asta să mă călărească? Pe care asta? Asta, mă, sper! Și tu n-ai mișcat nici măcar un deget. Da, păi n-am mișcat nici măcar un deget pentru că m-am săturat de bărbați. Înțelegi? M-am săturat de bărbați. Înțelegi? Doamne, că unul îndrăznește să mă cheme aici. Aflu, spune că e nesura și pe aflu că e nesura. Cu cine? Cu surioara lui, care întâmplător arată foarte bine surioara asta lui. Cu motorașe, cu cardanașe, cu asta. Doamne, și celălalt! Celălalt îi zice să-l lase prostit de o fostă stuartesă. Doamne, și vine aici, pe aici. Și îndrăznește să mă amenințe pe mine. Pe mine care aș putea să cad în brațele pe lui venit. Tu ai febră. Primul venit. Primul venit. Primul servit. Domnule Latuș! Domnule Latuș! Iar mă răsfăr! Mumu, vin aici. Stau foarte comod aici. Vine aici? Nu, nu. De aici? Nu, nu. Tu ai ceva acolo? Ai ceva acolo mic, 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 mic? Alo? Port 44. Deci ai ceva acolo?
acolo? Am ceva, dar e ceva meu și te rog frumos să-mi lași ceva în pace. De două luni aștept. De două luni, înțelegi? Nu te mai bălângăni așa, că mi se face rău de mare. Ți-ar face foarte bine o plimbare cu bicicleta. Da, 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 da. Eu vreau să pedalez cu tine. Pedalăm mâine dimineață. Nu. Nu mi-ar de bec. Lasă-mă, că-ți pun eu un dinam. Ascultă-mă ce spun. Nu sunt nici soțul tău, nu sunt nici amantul tău, n-ai niciun drept asupra mea, te rog foarte mult să... Dacă faci în circ, nu trebuie să faci în circul la capăt. Puțin să miros un pic, un pic, un pic. Potonește! Doamna Latuș! Ce barbă frumoasă! Cina e servită! Auzi, cina a mâncat deja. Poftiți, domnul Latuș. Unde mergi? La cină, cred. Babet, tu nu vii? Sigur că vin. Sigur că vin. Jacques! Da? Vorbeam cu soțul meu. Cu Jacques. Dă-mi brațul, iubitule. Na. De-abia aștept să începem luna de miere. Canibalul Pago Pago. Tinere, care-i numele tău mic? Leonard. Leonard? Leonard. Leonard? Leonard. Și coincidență. Leonard, ce-i zice tu de 500 de franci în plus? La mulți ani și la mai mulți. Am nevoie de tine, așa că de la bărbat la bărbat. Mie îmi plac fetele. Nu te pripi. Și mie. Păi atunci... Aș vrea să-mi petrec noaptea cu musafira noastră. Cu doamna la... Ce-i, domnule? De ce ții așa? Exact, cu doamna la Tuș. Și vreau să mă ajut. Eu să vă ajut pe dumneavoastră să vă petreceți noaptea cu doamna la Tuș. În ciuda aparențelor, ai înțeles foarte exact. Păi și... Ce? Soțul ei? Jacques! Nu o să afle. Asta credeți dumneavoastră? Păi mă ajuți tu să nu afle. Am înțeles. Mi-a plăcut asta cu Jacques. Jacques nu reprezintă niciun fel de problemă. Există totuși o problemă. Eu și soția mea avem dormitoare separate. Ea nu vine aproape niciodată. Dar mă rog, dacă se întâmplă să vină... Eu zic să o lăsăm pe alta atunci. Nu are rost. Stai! Dacă se întâmplă să vină, tu o să intri în patul meu și o să crede că tu ești... Eu. Cum v-ați mai gândit la toate? Știi ce-i de făcut? Da, dragostea mea, într-o clipă... Franci pentru soția mea, Doamne! Aici, iubitule, vine îndată! Aici erai. Leonard, unde ai fost înainte să vii la noi? În armată. În armată? Știi că ai uitat să pui pe masă cuțitele de pește și lingurițele și paharele? De pește? De vin! Da, iertați-mă, doamnă, am niște probleme cu soția. Te-aș ruga să-ți lași deoparte problemele personale până după cină mergi și pune cina. Desigur, desigur, doamnă. Pisit! Pardon, doamnă, mă iertați. Dacă din întâmplare, la noapte, o să nimeriți peste mine în pat și... Credeți-mă... Eu o să fiu mult mai jenat decât dumneavoastră. Poftim? Domnul Chauvinier mi-a dat 500 de franci să dormă în locul lui în pat la noapte.
Ce ai zis? Domnul Șovilie mi-a dat... Continuă! Doamnă, eu nu vreau să insinuez că domnul Șovilie s-ar folosi de un asemenea tertip ca să doarmă în altă parte. Nu, 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 n-ar fi el în stare de așa ceva. Exact, hai să o lăsăm baltă că nu... Mergi până la capăt cu ideea, spune! Dar cum prin casă nu mai e altă femeie, mă rog, în afară de cameristă și de doamna Latuș, care desigur nu e... Ea e... și cu... Mă gândesc că n-ar strica să... Fiți un pic atentă! Leonard, îți mulțumesc pentru ce mi-ai spus. Păstrează asta pentru tine. Mergi, mergi și pune masa. Da, doamna. Căutați pe cineva, domnul Atuș? Am uitat să-mi iau o pastiluță înainte de masă, dar mă descurc singur. Domnul, este absolut îngrozitor. Dacă-mi permiteți. Am uitat să iau o pastiluță înainte de masă și dacă nu o iau, nervii mei simpatici devin antipatici și nu pot să dorm. Eu sper totuși să dormiți bine la noi la noapte. Și eu sper, doamne. Să știți că soțul dumneavoastră mi-a promis camera mică. A, da? Da. Adică nu o să dormiți cu doamna Latuș la noapte? Doamne feri! Nu, pentru că pe ea o deranjează foarte mult insomnia mea. Îi deranjează și ei nervii simpatici. Domnule Latuș, trebuie să te previn. Amândoi suntem pe cale de a fi înșelați. Nu se poate. Ba da! Nu se poate. Ba da! Mi-au stricat casetuța, doamnă. Domnule, dumneata, ai auzit ce am spus eu mai devreme? Ce? Domnule, ascultă-mă cu atenție. Soția dumitale urmează să fie amanta soțului meu. Credeți? Domnule, doar atât ai de spus? Doamnă, să știți că eu am un principiu în viață. Atunci când ceva mă deranjează foarte, foarte tare, mă menajez evitându-l și vă recomand și dumneavoastră să faceți la fel. Domnule Latuș, te rog să mă urmărești pentru că n-ai înțeles ce am spus. Ascultă-mă cu atenție. Soțul meu a plătit valetul ca el să doarmă în patul soțului meu la noapte. Iar el, soțul meu, nu mai doarme în patul lui, se duce și doarme în patul soției dumitale. Ce labirint! Ce o să faceți? Am un plan. Vedem mâine de dimineață. Cum se poate? Mâine dimineață este mult prea târziu. Nu se poate ca el să aibă o amantă înainte să am eu un amant. Nu. Așa că la noapte dormim împreună, domnule Latuș. Domnule, iar începeți, doamnă. Domnule, să știți că eu nu pot să-i fac așa ceva, domnule. Este cel mai bun prieten al meu. Și ce, asta îl împiedică să se culce cu soția dumitale? Doamnă, dacă el a fost porc cu mine, nu înseamnă să fie și o scroapă cu el. La noapte, domnule Latuș. La noapte. Și-am luat pastiluța degeaba. Ce ai spus? Și-am luat pastiluța degeaba, doamnă. Vedem noi la noapte, domnule. Doamnă, cina e servită. Mulțumesc, venim imediat. Acum, mergem la cină și ne comportăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doamnă, și ce o să mi se întâmple mie la noapte în întunericul ăla? Ce o să-mi faceți? O să vezi, mă. O să vezi. Păi asta e problema, domnule, că eu nu văd întuneric. La noapte! La noapte! Inspectorule Grand de la poliția de ville. Jacques Latuș, ce zici? Știu totul. Am toate datele de care am nevoie. Latuș e al meu.
Inspectore, dacă știți totul, hai, faceți-vă datoria. Da, asta am de gând să fac. Ia 50 de franci. De ce? Pentru că eu întotdeauna stau de vorbă cu slujile din casă. Ăștia știu tot. Asta e metoda mea. Excelentă metodă, inspectore! Sunteți genial! Genial! Serviți o bombonică? Mersi! Îl cunoști? Pe cine? Oh, ce bombonică! Pe cine ce? Inspectore, despre ce vorbim noi aici? Despre ce vorbeam, domnule? Inspectore, matale, ce fumezi de acolo, de fapt? Dar despre ce vorbeam? Păi asta te întreb eu! Despre Jacques Latouche, unde e? Pe-acolo! Hai! Hai! Inspectore, unde mergeți? Mă duc să-l arestez pe Jacques Latouche. Nu, nu se poate! Nu încă! Nu până nu mă bag și în scandalul ăsta! Inspectore, vreau partea mea de publicitate! Și dacă până ce te faci tu scandalul ăsta, el dispare? Inspectore, te rog, te implor! Mai lasă-mă o noapte, îți promit, se va rezolva totul! Ce vrei să faci? Nu pot să spun! Păi dacă nu pot să-l spui, am să-l arestez! Inspectore, te rog, nu mă refuzam să fiu zdrobită! Simt un leșin în antenele mele. Dragă, dragă, potulește. Inspectore, ne-ați chemat? Da, doamnă. Cineva a intrat la apă, rău de tot. Nu, nu, pe dumneavoastră vă cunosc. Măcar atât, inspectore. Și pe dumneata. Sau cel puțin așa credeam. Inspectore, eu nu înțeleg ce ai cu mine. Hai să vezi dumneata imediat. Și dumneavoastră? Și eu? Cu ce ocazie pe la noi? Eu sunt un foarte vechi prieten de al domnului Chauvinier. Bravo! Corect! Bravo. Este un foarte vechi prieten, Jacques Latouche din Mai. Vorbesc cu domnul. Nu le nerva. Sunt desigur! Sunt absolut sigur. Dacă doriți, puteți să cereți informații la soția mea. Nu e așa? Soția mea, că sunt soțul tău. Sigur că el este soțul meu. Sunt soțul ei. E soțul. Bravo! Buletinul. N-am. Spune în ce circunstanțe l-ai pierdut. Că n-am. Dacă i-am spus că n-am, înțeles că n-am. Dă-l mai departe. Dă-l mai departe. Dă-l mai departe. Dă-l mai... Da, tu nici o greșeală. Sunteți mulțumit acum? Nici o greșeală, foarte mulțumit. Dumneata ai să dormi la noapte la închisoare. Iar dumneata ai să fii pedepsit că l-ai adăpostit în casa dumitale. Îți e complice? Ce domnule inspector! Da? Domnule inspector, să știți că prietenul meu este curat ca lacrima și eu la fel. Da? Da! Da? Da! Și cecurile? Care cecuri? Alea, săltărețe! Șor, știi ce nu mi-ai spus că faci și cecuri din cauciuc? Cauciuc? Hai să spui totul în fața procurorului domnule și a judecătorului. Domnule inspector, trebuie să fac o mărturisire. Nu sunt Jacques Latouche. Jacques Latouche. Nu sunt soțul ei. E soțul de soț. Și nu sunt din Baio. E baionez, jet pe jet, inspector. Minți! Nu mint. Toți mărturii sunt de acord. Da, ia uite. Ce să? Casetuța mea. Lâjă. Latouche Jacques. Lâjă, Leonard Jolie, Jolie. Prostii, el e Leonard Jolie, Jolie, valetul. Inspectore, vă rog, sunt Leonard Jolie, Jolie. Poftiți exact. Cine asta cu schimb? Sigur. Buletul, asta e buletul. Jos laba. Brută. E în regulă, domnule. Dumneata vei dormi la noapte la închisoare. Și nu numai la noapte. A, nu. O să mă scamă, domnule.
inspector, să lăsați pentru noaptea. Ar fi foarte bine dacă l-ați lăsat noaptea asta. O secundă, vă rog, o secundă. Cât suntem în cameră? Este oaspetele, este oaspetele nostru. Dar ce aveți de gând să faceți? Jocuri de societate. Noi încurajăm aceste jocuri de societate. Bine, 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 doamnele mele. La noapte va dormi. Da. Dar casa va rămâne sub atenta mea, supraveghere. Așa sperăm. Absolut. Și noi. Noaptea asta doarme aici, da. Dar mâine pușcăria. Pușcăria. Mama voastră de scroci. Mama voastră de scroci. Pe mâine. Domnule Latuș, v-am salvat. Mulțumesc. Pentru noaptea asta, Mumu. Ultima noapte de libertate. Întâia noapte de război. Vreau să dorm la culoar. Mele. Auzi, Pisi, ce faci de seară? Domnule, mă iertați. Vă rog. Azi noapte ați avut vreun succes cu doamna Latuș? Ce succes, domnule? Nici măcar nu m-a lăsat să intru. Tot pomenea ceva de un cardan de bujii. N-am înțeles absolut nimic. Dumneata, înțelegi ceva? Absolut nimic! Păi și atunci de ce te bucuri? Așa se manifestă tristețea la mine. Ascultă, domnule, cine ești dumneata de fapt? Leonard Joli-Joli. Bună dimineața! Ia uite ce boboc de floare! Bună dimineața, valetule! Bună dimineața, domnule Latuș! Sunteți... domnul Latuș, nu? Da. Dar tu ești în continuare Leonard Joli-Joli. Asta dacă nu aveți nimic împotrivă. Absolut nimic. Mă scuzați, domnule. Va trebui să vorbim. Desigur. Toate astea trebuiau să se întâmple mai din picina nevestii mei. Dacă divorțează, o să am mari probleme. Da? Deja ai foarte mari probleme. Da. Banii din afacere sunt a ei. Dacă divorțează, sunt pierdut. Leonard, uite care-i planul. Ține 1000 de franci. Ieși pe ușa din spate până nu vine inspectorul pe ușa din față. Atunci nu o să mai aibă ce să spună. Hai, ia banii și pleacă. Iau banii, dar nu plec. Cum adică nu pleci? Rămân aici. Leonard, nu te gândești? Comedia franceză, scandalul. Comedia franceză, scandalul nu mai contează, George. Pentru că începând din această secundă, pentru mine nu mai contează decât un singur lucru. Femeile. De fapt, femeia, unica, singura, irepetabila femeie care azi noapte, George, în camera ta mică și fără lumină, mi-a arătat ce înseamnă iubirea cu adevărat. În camera ta mică, George, am crezut că visez, dar nu visam. Ea era acolo și eu muram de plăcere. Care e ea? Nu știu, că până dimineață dispăruse. Și cine a putut să facă minunea asta? Soția ta? Soția mea? Sau Babet? Babet? Adică ce încerci tu să-mi spui, că ești amantul soției mele sau a viitoarei mele amante? De ce te burzule ești așa? Amândouă mi-au promis că azi noapte o să vină la mine în pat. Așa și? Așa și ce? Păi nu înțelegi? George! Tu ți-ai mințit soția și ai înșelat-o și pe Babet ai mințit-o, ai spus că ești nesurat. Normal că vreau să te răzbuni și vrei să spun ceva, chiar o meriți. Nu, Babet nu ar fi făcut așa ceva. Dacă e Babet, o păstrez eu. Ce vorbești? Da. Și dacă e Ivon? O păstrez tot eu. Tu te auzi ce spui? Fii atent ce spui. Când se naște în mine dragostea de femeie, se naște! Dacă e nevoie, mă lupt cu tine. Mie când mi se dă ceva, iau cu forța. Leonard, te rog, relaxează-te. Și încearcă să-ți aduci aminte care dintre ele era. Încerc să-mi aduc aminte, dar momentan, lasă-mă să mă gândesc, nu știu. Și momentan, te rog să mă scuzi, am chiloții uzi. Mă duc să mă schimb. Ascultă-mă!
în virtutea prieteniei noastre. Nu spuneai tu că prietenia e mai presus decât dragostea? Dragostea e mai importantă decât orice, George, nu mai aud nimic, trebuie să mă schimb. Încearcă să-ți aduci aminte care dintre ele era. O să încerc, dacă mi-amintesc, o să spun. Gata! Da, știu. Cine? Nu știu, dar mi-am adus aminte un element foarte important. Purta pijama de mătase, dar numai partea de sus. Pijama de mătase, doar partea de sus? Da. Pijama de mătase doar partea de sus. Cine ar putea să poată? Nu știu, caută, află. De mătase doar partea de sus. George, iubitule, aici erai. Iubita mea, trebuie să vorbim. După mine, eu vorbesc prima. Ce căuta valetul pe patul tău azi noapte? Gazeta de dimineață, dacă doamna binevoiește să citească ce scrie despre casa domnului Copil. Mulțumesc! Am citit. Te previn, George. Dacă îi zbucnește vreun scandal, îmi iau banii, divorțez și plec la mama! Ivon, dragoste! Doriți o vedeți, domnule? Termină cu prostiile, Claudine. Gazeta, domnule! A! Se pomenește numele meu? Nu, încă nu. Numele complicilor va fi dat publicității abia în ediția de prânz. Vedeți? Trei semne mari de întrebare. Leonard Joli-Joli de o parte, Jacques Latouche de alta și Claudine Amor. Bam! La mijloc. Păi da, unde în altă parte? Nu era mai înțelept, George, dacă mi-ai fi dat cei 5.000 de franci la începutul fiecărei luni? Hm? Dacă mi-ai fi găsit un apartamentel drăguț? Claudine, eu zic așa. Că nu e târziu nici pentru cei 5.000 de franci. Serios? Nici pentru apartament. Da? Numai că ar trebui să faci ceva, un amănunt nesemnificativ. Adică? Adică să dai un telefon inspectorului Legrand. A, nu. Și să spui că s-a strecurat o eroare. George, dar nu ar fi cinstit? Dar 10.000 de franci ar fi cinstit? Nu, tot n-ar fi cinstit. Claudine? Da? Te caută doamna Chauvinier. Da? Lasă să intre atunci. Auzi, tu te și servește-i soțului meu micul dejun. Hai. O să îl servească valetul, doamnă. Claudine? Da. Bine. Valetule! Măi, valetule, măi, tu te și servește micul dejun. Valet. Trebuie să vorbim. Hai, lasă-mă. De ce nu m-ai lăsat să intru? De ce? Pentru că soția ta mi s-a confesat și acum știu totul despre mutoranșele tale și cartanașele. Ai vrut să te răzbuni. Da, și dacă aș fi făcut-o... De ce? Leonard mi-a spus că azi noapte a fost el cineva în cameră, dar nu știe cine era. Știe un singur amănunt că purta pijama de mătase. Ia uzi, a de sus? Răcoroasă și confortabilă. Îmi spune și mie cineva ce se întâmplă în casa asta. Sigur, întreabă-ți valetul. De unde să știe valetul? Domnule, eu nu știu nimic. Eu știu doar că doamna își caută valizele pentru că a zis că pleacă. Unde? La mama. La care mama? La mama ei. Ivon. Așa, fugi, dar nu să rămâi tu aici pentru mine, ce nu? Ce nu înțelegi? E soția mea. Acară-te! Tinere, îți spun ca unul care m-am încheiat de mai multe ori la șireturi, să nu te însori prematur. Ivan! Ce faci, dar ai început așa să flirtezi de față cu mine? Tu chiar mai ai un pic de rușine? Sunt totuși soțul tău, nu? Am auzit că îți arăți pijamalele. Da, uite. Fii atentă dacă ți-arăți pijamalele, mi le arăți mie, înțeles? Mie nu mai, nu mai. Lasă-mă. Fii atentă, am vești bune. Da. Azi noapte am jucat din nou la casino. Am jucat, dar nu pe banii mei, pe banii cameristei. Te-ai încurcat cu camerista. Nu contează. Fii atentă, important e că am câștigat. Babet, pentru prima dată în viața mea am câștigat. Am câștigat tot înapoi. Ai bani? Dublu! Babet, de dimineață să-și retragă? De dimineață
Hai, l-am așteptat pe directorul băncii. Stai puțin, ai contactat? Că o să contacteze toți creditorii. O să vorbească cu ei. O să sune aici. Pentru că le-am dat numărul de telefon de aici, pricep? Le-am dat numărul de telefon de aici. O să sune. Babette, e prima dată în viața mea când nu te mint. Crede-mă, crede-mă. Că dacă ai câștigat azi noapte la casino, mi se datorează un pic și mie. Adică? Păi știi cum se spune? Cum se spune? Cum noroc la cărți, de noroc în dragoste. Hai, lasă-mă cu chestia asta. Păi te-am înșelat. Lasă-mă cu chestia. Am vorbit adineaur cu domnul Șovinie, mi-a spus că nici măcar nu i-ai deschis ușa. Da, avem bani acum. Da, dar e singurul bărbat din casă. Adică? Bună dimineața, Evitor. Cine-i trandafirașul meu? Ai dormit bine, iubitule? Am dormit foarte puțin, iubito, pentru că am fost foarte ocupat. Ei, da, te rog frumos, hai, servește micul dejun. Dragostea îmi face foame, hai. Tu vezi că e foame. Cine-i trandafirașul meu, iubito? Am avut o noapte groaznică, iubito. Sunt foarte obosit. Știu că ești obosit. Știu, iubita mea. Normal că știu. Nu sunt eu soția ta? Păi nu ești tu soția mea, soția mea. Dar noi doi noaptea trecută am dormit în camere separate. Păi știu că am dormit în camere separate, dar eu m-am spălat și țupi. Ți-am făcut o surpriză. Țupi! Tu ai fost trandafirașul meu! Deci a rămas în familie! Iubita mea! Trandafirașul meu! Scumpa mea! Deranjez? Deloc! Chiar vreau să afle toată lumea cât de mult îmi iubesc soția pe Babette! Ai înțeles, valetule? Am înțeles, te omor. Ai spus ceva? Că vă ador. Du-te repede și fă-ți bagajele, avem bani, acum putem să plecăm. Hai, iubita mea, hai, du-te. Pleci împreună cu el. Păi, dar nu e ea soția mea? Și dacă s-ar băga cineva între noi, l-aș omoră ca pe un câine, înțeles? Am înțeles, te omor. Ai spus ceva? Că vă ador. Ai bani? Du-te. Alcoolicul tot alcoolic. Și acum ce stai acolo? Ce stai ca un câine? Ca un vierme? Du-te și fă ceva de mâncare! Nu vezi că mi-e foame? Iubirea e dură și violentă. Hai, marș! La noapte te sufoc cu perna. Ai spus ceva? Nimic. Bine. A, domnule Latuș, aici erai. O, să rămână, doamnă. Bună dimineața. Doamnă? Da. Vreau să vă anunț că am petrecut o noapte minunată în casa dumneavoastră. Nici nu vă puteți imagina, doamnă. Vă rog să faceți efortul de a vă imagina, pentru că nu vă puteți imagina ce mi s-a întâmplat. Domnule Latuș, nu trebuie să-mi imaginez, pentru că nu am o memorie atât de slabă. Adică? Domnule Latuș, suntem singuri și apoi gata, soțul meu știe tot. Tot ce? Domnule, i-ai spus că ai avut o vizitatoare azi noapte. Da. Da. Păi i-am spus, dar i-am ținut secret, mi-am spus cine a fost. Da, și îți mulțumesc pentru acest lucru, dar a trebuit să-i spun eu. Ce să-i spuneți, doamnă? Domnule Latuș, soțul meu vrea să se culce cu soția dumitale, da? Băi, asta chiar vă rog să-i o spuneți. Deci aveai dreptul să faci același lucru. Da. Da. Și cum eu am făcut ce am făcut din răzbunare, a trebuit să-i spun că sunt amanta ta. Acum știe ce înseamnă să fii înșelat și nici nu pot să spun că îmi pare rău. Sumpitui! Doamnă, sunt copleșit, doamnă, una ca una, dar două. Două ce? Adică cine n-ar vrea două, da? Doamnă, vă rog să mă credeți, am fost azi noapte victima unei duble surprize. Domnule Latuș. Da. Ai curajul să-ți asumi propriile convingeri? Nu ți-am dovedit azi noapte, baby? Oh, ba da. Dar să știi că soțul meu nu te crede în stare. Nu mă crede în stare să ce? Nu crede că ai fi în stare să fii amantul meu. Ia stai că-i arăt eu.
Doamnă, sunteți sigură că ați fost la mine în camera azi noapte? Nu ți-am spus că am să vin... Doamne Dumnezeule, doamnă, știți cum mă simt acum? Ca un tânăr vânător care dintr-o împușcătură a nimerit două păsărici! Poc! Flash, flash! Și acum ce facem? Mă rog, nu știu ce faci dumneata, dar eu gata. Plec la mama. Merg și la mama. Nu, eu merg la mama mea. Merg și la mama ta. Domnule, mama mea e de modă veche, nu? O noim, hai. Domnule Latuș, nu. Doamnă, domnule, eu când mă pornesc, mă pornesc greu. Dacă mă pornesc, doamnă, am nevoie de dumneavoastră. Am nevoie să trăiesc din mult ce-am văzut la 300, doamnă. Tot mă jucați de îndrăgostiții! Suntem îndrăgostiți! Lasă-o! George! Habar n-ai! Cât de mult! Cât de multă tristețe am adunat azi noapte pentru că n-ai fost acolo, undeva într-un colț să te fi făcut o muscă, să vezi cât de bine m-am simțit cu nevastă ta! Te auzi ce spui? Ți-am spus-o și ți-o repet. Atunci când mi se dă ceva, eu iau cu forța. Dacă e nevoie, mă bat cu amândoi! Stați puțin! Ați trebuit totuși să mă întrebați și pe mine. Tu taci din gură, mergi cu mine! Bine, bine, și nevastă ta? Mergi și ea cu noi. Nu. Nu crezi că ar fi normal să-mi lași și mie măcar una? Și nu crezi că ar fi normal înainte să mă lași să compar și după aia să aleg? Ia. Iubitele mele! Iubitele? Iubitele? Da. Noi doi acum mergem la mama ei. Păi de ce? Ca să mă luminez în legătură cu întunericul de azi noapte. Păi ia stai puțin, nu ți-am pus eu dinamo adineori? Da, nu ți-am spus ce s-a întâmplat azi noapte pe întuneric? Asta numesc eu un stris, am fericit? E gata, 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 gata. Mergem mai bine la mama să ne lămurim. La revedere, mergem la mama. Ivon, nu exagera. Hai! Asta-i loc! Hai. Unde credeți că plecați? La mama! Și avem nevoie de o mașină, dacă s-ar putea. Ce noroc aveți! Am una la scară. Dumnezeu, nu aia! Pentru fiecare dintre nu voi. Aia, nu aia, nu acum aia, vă rog mult. Legea o cere. Da, da, iubirea cere altceva. Stați pe loc! Stai pe loc, inspectore! Tocmai vin de la ziarul Soarele Normandiei! Poftim! Fiecare din poeziile lui este o capodoperă! Toată lumea se întreabă cine e geniul ăsta misterios, necunoscut! Bravo, bravo, bravo! Tatăl vi-l tremură de încântare! Te felicit! Acum e și geniu? Da? Nu! Câștigătorul premiului întâi, Leonard Jolie! Adică valetul? Da! George, premiul întâi! Dumneata, ce te bucuri așa? Dumneata, vii oricum cu mine la închisoare. Eu sunt un om foarte generos, mă bucur pentru necunoscuți! Hai cu mine la închisoare! Dumnezeu, hai, arestează-mă și o să fii penibil! Hai, hai! Stai că nu-i bine. Nu ești în stare să-mi scrii nici cătuitele. Dacă mi le închizi singur! Răspund-o, da? Stai că mă, da, pe loc! Sigur că răspund! Alo? Da? Cu Jacques Latuș? Da, sigur, imediat. E pentru tine. Dezleagă-mă! Pe loc, repaus! Alo, da? Da? Plângerile au fost retrase? Cecurile fără acoperire au acoperire? Doamne, nu știu, e greșeală. Stai să vezi ce vrea să spună omul. Da, spuneți, doamnă. Jacques Latuș e nevinovat? Doamnă, vă mulțumesc, dar să știți că nu mă interesează. Pe mine mă interesează un singur lucru. Femeile și poezia. Da. Din pat în vers și din vers în pat. Pa! Auzi, Pisi, ce faci de seară? Doamne, îți mulțumesc în sfârșit, Jacques Latuș. E nevinovat! Și Leonard Jolie, e omul zilei! Bătrâne, Jacques! Bătrâne, Leonard! Doamne, doamne, dumneata, aici, inspectore! Dumnezeule mare, ediția de prânz, îngrozitor! Inspectore! Da? Reputația dumitale! Pens!
misia dubitare. Plec la Paris să opresc ediția de prins. Opriți ediția! Opriți ediția! Opriți ediția! Ăsta cu cine vorbește? Auzi? Acum... poți să-mi dai și mie buletinul înapoi? Păi și eu ce fac? Rămân fără buletin? Da, da, ăla ai buletinul meu. Adică tu ești Jacques Latouche? Și tu ești Leonard Jolie-Jolie? Da! Nu? Ia stați puțin. Pamet! Jacques Latouche există? Bunul tău prieten, Jacques Latouche, din Bayeux. Ce se întâmplă aici? Adică... Jacques nu e Jacques, e Leonard, care e leu, nu... Știi ceva? Tu m-ai mințit așa că te părăsesc, George. Ole, păi dacă el e liber și eu te părăsesc pe tine. Babette! Și eu te părăsesc pe tine, Ivon. La urma urmei... În casa mea cu prietenul meu? Asta este casa mea și da, m-am simțit foarte bine cu el azi noapte. Mulțumesc! Eu am fost azi noapte. Ei, ce să spun, ai fost tu azi noapte. Păi dacă spun, păi dacă ce vă zic, vă înșelați. Eu am fost azi noapte. Nu, să-mi uite cum am, și uite cum te-ai îmbrăcat. V-am spus azi noapte. O, da, da, da. Să mori, să dormi în patul nostru dulce, ca două lune prinse într-o coajă. Căci mâine la șapte, când te vei duce, sufletul-mi va rămâne prins într-o vrajă. Exact așa am vrut să spun și eu. Da, cam așa, cam așa. Clotin, numai cea care a fost cu mine noaptea trecută ar putea să știe versurile astea. Tu ai fost! Bineînțeles că eu am fost! Doamne, câtă dragoste mi-ai dat! Ivan! M-ai mințit! Dar nu m-ai înșelat! Cum e rău să-ți fac așa? Iubita mea! Babet! M-ai înșelat! Dar nu m-ai mințit!